cum să fii biruitor pe calea mântuirii, să numește mesajul din această seară, și cu siguranță cu toții avem nevoie de ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit mie în primul rând, pentru că odată ce este valabil pentru mine, eu cred că este valabil pentru noi toți. Hristos este minunat și Biblia spune că noi trebuie să ne ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Adică să prețuim darul lui Dumnezeu, acest dar, mântuirea, cu frică și cu tremur. Și cu toții știm că viața unui creștin începe din momentul în care Duhul Sfânt produce în inima lui, știți ce? Nașterea din nou. Și atunci începe procesul de sfințire, procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu, procesul de, bineînțeles, sfințenie, exact cum am spus, de luptă, de biruință, foarte multe ispite. De multe ori stau aici la rugăciune împreună cu frații și ascult motivele dumneavoastră de rugăciune și îmi dau seama că sunt multe lupte. Revin la cântare. Niciun dușman împotrivă nu poate să-mi stea, dar vreau să vă zic ceva. Cel mai mare dușman știți cine este? Noi suntem. Firea pământească. Nu diavolul, să știți. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem. Am văzut pe, știți, acum ne uităm pe Reels-uri și am văzut un tânăr creștin, era la un podcast. Și bineînțeles, îi se puneau întrebări și la un moment dat, foarte așa dezinvolt, el, fără niciun fel de stres, zicea, pocăința e ușoară. Vine Dumnezeu, trăiește în tine, nu mai trebuie să faci nimic. Și m-am uitat așa, cu ce ușurință poate să spună. Pocăința e frumoasă, dar nu neapărat ușoară. Pentru că trecem prin multe lupte. Și mă gândeam la o chestie, mi-a venit în minte. Sunt frați care postesc. Și unii care postesc foarte mult, nu-i așa? Slăvit să fie Dumnezeu, în biserica noastră avem frați care au postit până la 40 de zile. Mă gândeam la ce a spus Dumnezeu să-i binecuvânteze. 21-40 de zile, este o chemare. Domnul i-a chemat, ei au ascultat și au împlinit. Și mă gândeam la un lucru, cum a zis acest tânăr, care spunea că e creștin, Domnul să-l binecuvânteze dacă e creștin. Mă gândeam, păi dacă tu spui că e pocăința ușoară, de ce mai e foame fratelui meu când e în post? Mă gândeam, păi, vă zic o chestie cu acest frate, eram cu el în mașină și avea vreo 20 și ceva de zile de când nu mâncase nimic și făcea, băi frate, dar mă uit la tine și te văd ca un pui la rotisor. Ce ai frate, dă mă vezi, ai început să ai vedenii? Și am zis, înseamnă că ți-e foame, nu mai pot. Deci clar că Dumnezeu ne lasă și pe noi să ducem o luptă. De multe ori luptăm. Dumnezeu să fie glorificat. Cine dintre dumneavoastră a citit cartea Călătoria creștinului? Și acolo veți vedea, știți de cine este scrisă? De John Bunyan. Acest om al lui Dumnezeu a scris această carte în secolul XVIII-lea și a trecut prin multe lupte. Până chiar a fost închis pentru credința în Domnul Iisus. Și acolo în carte spune cât de mult el a trebuit să lupte împotriva firii pământrești, împotriva poftelor acestei lumi, împotriva diavolului. E o luptă. Dar slăvit să fie Dumnezeu că avem cuvântul lui Dumnezeu care ne învață cum să biruim toate ispitele, toate luptele și niciodată să nu ne dăm bătuți, ci să ne ducem mântuirea până la capăt, indiferent cât de mult ne va ataca diavolul. Glorificat să fie Domnul! Ați văzut aseară, dragii mei, la Jocurile Olimpice pe românul nostru David Popovici. V-a plăcut? A simțit, Dumnezeu să-l binecuvânteze. M-a făcut mândru că sunt român, am auzit și imnul național al României, am stat cu inima așa, îmi bătea foarte mult ca la iepure, am zis, credeam că pierde, dar ce tactică a avut acest băiat, ce inteligență, ce băiat deștept și bineînțeles smerit, l-am văzut că e și un băiat smerit, Dumnezeu să-l binecuvânteze. A câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, la proba de 200 de metri liber. Dar stăteam și mă gândeam la ceva. Știți că în spate are o viață întreagă de antrenament? S-a pregătit. Noi trebuie să ne pregătim, dragii mei. Noi în fiecare zi trebuie să avem un antrenament pentru ziua în care ne vom vedea, știți cu cine? Cu Împăratul Împăraților, cu Domnul Domnilor, cu Iisus Hristos. Dumneavoastră ați citit și sunt sigur că ați citit în Cuvântul lui Dumnezeu despre Iosif. Știți că Domnul Iisus Hristos, nu de fapt Dumnezeu, bineînțeles, i-a dat două vise lui Iosif și i-a arătat cum el o să ajungă mare și frații lui o să se închine înaintea lui. În momentul în care Dumnezeu i-a dat aceste vise, nu i-a spus ce o să se întâmple până acolo.
Știți bine ce a pățit? El a fost vândut de frați, acuzat pe nedrept de soția lui Potifar, a ajuns în temniță, din temniță a desrușit visele lui Faraon și abia apoi Dumnezeu l-a înălțat și l-a făcut al doilea după Faraon. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne vorbește, mie cel puțin mi-a vorbit în urmă cu foarte mulți ani, dar până în momentul în care Dumnezeu își va îndeplini promisiunea sa, că mi-a dat și mie câteva vise, mi-a dat gânduri și poate și dumneavoastră v-a dat. Există un proces, există un timp, trecem prin multe. Dumnezeu nu ne zice, El ne spune, ai încredere în mine că eu voi fi cu tine. Nu te da bătut. Chiar dacă ți-e greu, ai încredere că dragostea mea întotdeauna va fi în tine, slăvit să fie Dumnezeu. Din păcate și cu durere în suflet o spun, sunt mulți creștini care sunt biruiți, mulți creștini care nu luptă și m-am gândit înaintea Domnului, Doamne, de ce nu luptă? Care sunt problemele? De ce tot timpul se vaită? De ce sunt aceleași păcate? De ce sunt aceleași slăbiciuni? De ce nu au biruință? Vorbește-mi, Doamne, ca să pot să le dau și un sfat. Dar bineînțeles, înainte de asta vreau ca eu să am biruință în zona respectivă. Și Dumnezeu ne spune în cuvântul Său că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Prin cine? Prin Domnul Iisus. Domnul Dumnezeu ne spune așa, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Deci, vă spun ceva, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu e credincios, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, Dumnezeu face tot ceea ce ține de El astfel încât noi să fim biruitori. Problema nu e la El, la noi este. Și Psalmul 84:7, și te rog să-l afișezi, psalmistul spune că cei care sunt credincioși, cei care se încred în Dumnezeu, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Din putere în putere, din biruință în biruință. Oare cum erau înaintașii noștri de aveau așa mare putere? Care era secretul lor? Dumnezeu să ne-l dea și nouă. Isaia 40, 30 și 31 spune, și vă spun sincer că aceste versete mi se potrivesc și mie. Și dumneavoastră tuturor, adică nouă tuturor. Isaia 40, 30 și 31. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Aleluia! Glorie Domnului! Avem nevoie de râvnă, avem nevoie de înflăcărare. Bineînțeles, cum v-am zis, se apropie tabăra profite și abia aștept. Eu de fapt mă gândeam, Doamne, în tabără mă reumpli cu Duhul Sfânt, dar eu vreau înainte. Eu vreau să mă duc acolo plin de Duhul Sfânt, pentru că știu că voi sluji. Și m-am gândit, Doamne, îmi pun inima înainte să mă umpli cu putere și să merg acolo. Și acolo vreau și mai mult, dacă Tu îți manifesti puterea și cu siguranță o să o fac. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Sunt 5 lucruri care ne ajută să fim biruitori pe calea mântuirii. Dacă nu le avem pe astea, vă spun că diavolul are mai mare putere decât noi. Dacă noi nu plinim aceste 5 lucruri pe care Dumnezeu mi le-a descoperit în Scriptură, dacă noi nu ascultăm ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, vă spun că nu avem nicio șansă. De aceea, de-aia venim la biserică, de-aia Dumnezeu ne-a mântuit, ca noi să înțelegem că oricât de câte ori venim în casa sa, trebuie să luăm aminte. Dacă nu vom face lucrul acesta, nu știu dacă vom fi mântuiți. Eu îmi doresc ca toți să fim mântuiți. Prima parte a mesajului meu este nu părăsi dragostea dintâi. Și haideți să citim Apocalipsa 2 de la versetul 1 până la versetul 5. Cuvântul Domnului spune astfel. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfernice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Amin. Vreau să mă uit aici pe telefonul celălalt pe care l-am. Mi-am făcut un print screen și am luat așa, scrie Biblia Ortodoxă. Frații noștri ortodoxi,
care cred în Hristos și cred în divinitatea Lui și se roagă doar la Sfânta Treime, trebuie să citească ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa. În Biblia ortodoxă, practic, spune același lucru. Domnul Iisus spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea ta cea din tâi. Drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Scrie și în Biblia ortodoxă. Nu știu dacă în seara aceasta sunt frați de la ortodoxi, dar vreau să vă spun că scrie același lucru. Pocăința nu este sectă, pocăința este o acțiune, vine din limba greacă care se cheamă schimbare și fratele Tony v-a zis de atâtea ori și pe internet scrie de atâtea ori. Deci ați văzut mulți predicatori, pocăința înseamnă să schimbi gândirea, să gândești cum gândește Dumnezeu din Biblie. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, problema principală aici, în acest text pe care l-am citit, nu este diavolul. Iisus Hristos are ceva împotriva mea. Mie mi-a vorbit personal de aici, că la un moment dat, că mi-am părăsit dragostea din tâi. Fiule, am ceva împotriva ta. Știu faptele tale, știu că te duci la inițiere, știu că ești obosit marțea, miercurea, joia, știu că te mai duci și vinerea, știu că te duci și sâmbătă, tu nu lipsești. Știu că ești frate Marian unde ești, ești pe aici prin spate, te ostenești prin biserică, faci curat. Dar Hristos ne spune că are ceva împotriva noastră. Dacă nu-L iubim din toată inima, ne ia steșnicul, ne ia harul. Dumnezeu să ne ajute să-L iubim. Problema bisericii din Efes, știți care era? Ei se dusese luna de miere. Ei nu mai erau înflăcărați pentru Domnul Iisus. Într-adevăr, ei aveau o învățătură foarte bună. Erau tari în Scripturi. Știți că la un moment dat spune în Cartea Faptele Apostolilor că era un om tare în Scripturi pe nume Apollo. Apoi, acui la cuprișina, l-au luat și l-au învățat cum ai cu deamănuntul. Acești frații ai noștri din vremea respectivă din Efes erau tari în Scriptură. Aveau și discernământ, ce credeți? Ei descopereau apostolii mincinoși. Spune că nu suferea răul, adică ei respingeau păcatul. Și totuși vine Domnul Iisus și le zice, am ceva împotriva ta, nu mă iubești. Exact cum a zis fratele Bogdan în punctul 3. Nu mă iubești, nu ai dragostea din tâi. Și ne învață cuvântul lui Dumnezeu că sunt trei lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Adică trei pași. Haideți să vă zic cum îl văd eu pe Domnul Iisus. S-a dus și le-a spus, am ceva împotriva ta. Parcă tu nu mă mai iubești ca înainte, dar ascultă-mă, dacă tu nu o să mă mai iubești ca înainte, cum ai iubit la început, atunci ai o problemă cu mine. Deci Domnul Iisus nu abia așteaptă să te mustre, să-ți dea în cap, să te, bineînțeles, să te trimită în iad. Nu! El ne iubește! El face tot ceea ce ține de El, astfel încât noi să fim biruitori. El nu vrea ca noi să fim învinși de diavol. De aceea El ne spune de atâtea ori în cuvântul Său, te iubesc cu o iubire veșnică, exact cum am citit. Ți-am demonstrat prin jertfa mea, parafrazez acum că nu scrie în Biblie, dar El ne-a demonstrat prin jertfa sa, ne-a demonstrat de atâtea ori că El ne iubește și El vrea, știți ce, iubire. Dar știți de ce vrea să-L iubim din toată inima? Pentru că așa este mai bine pentru noi. El ne vrea binele. Nu ne vrem noi binele când ne vrea El binele, slăvit să-I fie numele. Și mă gândeam la acești oameni din Efes. Ei iubeau adevărul despre Domnul Iisus Hristos, dar nu-L iubeau pe El. Sunt mulți și în ziua de astăzi și i-am văzut și pe internet, Dumnezeu să-I binecuvânteze, sunt disperați cu niște doctrine. Deci atât de mult caută să-și dovedească, să aibă dreptate cu privire la doctrina lor, încât mă doare capul. Dar nu-i aud să-i văd când predică Evanghelia celor nemântuiți. Asta este dragoste. Nu-i văd să aibă dragoste. Dumnezeu ne cheamă la dragoste, dragii mei. Dumnezeu să ne dea. Ieremia 2:2 spune la un moment dat, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Dumnezeu și aduce aminte. La un moment dat stăteam și mă gândeam, Doamne, în cei 6 ani și jumătate de pocăință, da? De credință în Tine, când Te-am iubit eu cel mai mult? Când m-am desfătat eu în dragostea Ta? Și Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a spus și mi-a spus, întoarce-te acolo. Cuvântul ne spune, și slăvit să fie Dumnezeu că este viu și lucrător, ne spune așa, în trei pași, adu-ți aminte, spune cuvântul, de unde ai căzut? Ne oprim puțin și ne gândim, ce anume m-a îndepărtat pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Un păcat, bineînțeles.
Dar nu neapărat ceva grav. Sunt unii care, într-adevăr, se îndepărtează de Dumnezeu prin curvii, prin băutură, prin țigări, prin alte lucruri grave. Dar sunt unii care se îndepărtează de Dumnezeu și de dragostea dintâi și prin ce? Prin lene, prin confort, prin binecuvântare. Poate Dumnezeu te-a binecuvântat și ai uitat de El. El vrea să spună ceva. Adu-ți aminte și pocăiește-te. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți ceri iertare, să recunoști greșeala și să te întorci, spune cuvântul, să te întorci la faptele tale dintâi. Ce făceai înainte când îl iubeai cu toată inima? Fiți atenți, dragii mei, m-am dus pe la Pitești și mai trec prin niște locuri de care mi-aduc aminte de vechiul Daniel Năstas. Și fiți atenți cât de interesant e. Diavolul, și astăzi vine la mintea mea și cred că și la dumneavoastră, adu-ți aminte ce făceai tu, Daniel, aici. Așa îmi zice. Și știi ce mai îmi zice? De ce nu te întorci la faptele de dinainte? De ce nu te întorci tu la vechiul Daniel? Și îmi vine aici în minte și zic, mustră-te, Domnul, eu sunt un alt Daniel. Eu doar mă întorc la faptele Domnului Iisus. Eu mă întorc și mă pocăiesc. E același, asta face și diavolul, vă spun sincer. Pentru că am observat un lucru, mulți vin la biserică, sunt botezați, vin cu așa râvnă și apoi diavolul le aduce aminte. Mai ții minte când trăgeai niște jointuri? Mai ții minte ce te bucurai tu în club? Mai ții minte când tu mergeai la petreceri? Mai ții minte când ți-am dat acei bani și te-ai bucurat, te-ai dus în vacanțe? Asta face și diavolul. Opusul Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos vrea ca tu să te aduci aminte de unde ai căzut, ce anume te-a făcut să te îndepărtezi, te pocăiești și te întorci înapoi și El te primește cu brațele deschise. El e dragoste, El e iubire. El nu vrea ca noi să suferim din cauza noastră. El vrea ca noi să fim binecuvântați. Bineînțeles că mai sunt și momente în care suferim. Pocăiește-te, plângi cu lacrimi, recunoaște, zmerește-te, suspină după Domnul, crede în El și mai e ceva. Crede că El te iartă, că El primește pocăința. El o primește, El e credincios, slăvit să-I fie numele. Să nu fim precum biserica din Efes. Ei nu, știți, dragii mei, că ei nu au luat aminte la mustrarea Domnului. Ei nu s-au pocăit. Biserica Efes era undeva prin Turcia și nu mai există astăzi. Mi se pare că este o moschee acolo. A făcut-o diavolul ravagii. Dar știți de ce? Nu pentru că au păcătuit, ci pentru că și-au pierdut râvna, dragostea dintâi. Am fost la un grup de rugăciune și am avut ceva din partea lui Dumnezeu pentru o tânără. Și așa de minunat Dumnezeu m-a călăuzit și i-a vorbit cu privire la Maria și Marta. Știți că Marta era cu slujirea, ea era ocupată. Doamne, ai venit și fata asta nu face nimic, stai liniștită, Marta. Maria și-a ales partea cea bună să stea la picioarele mele și să asculte cuvintele mele. Haideți să fim precum Maria. Maria, sora din fața mea de aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, că și tu ești ca Maria. Îl iubești pe Domnul Iisus. Haideți să fim precum ca Maria și Dumnezeu să ne dea acea iubire. Citeam tot în Biblie și m-a cutremurat un lucru. Deuteronom 18, dacă citiți acolo, sunt binecuvântări, sunt vreo 14 versete cu binecuvântări. Dacă asculți de Dumnezeu, iar dacă nu asculți, sunt blesteme, vreo 45 de blesteme. Și m-am gândit un lucru, Doamne, dacă eu nu ascult de Tine, sunt sub blestem. Dacă nu ascult de poruncile Tale, dacă nu Te iubesc din toată inima mea și din tot sufletul meu, așa cum sunt mulți oameni disperați când îi vezi după echipele de fotbal, așa eram și eu. Zic de ei, dar Dumnezeu să-i cerceteze și pe ei să-i mântuiască. Eram obsedat cu FC Argeș, cu România. Sunt mulți care sunt fanatici. L-avem aici, unde e frate Florin Barbu, nu știu dacă ești pe aici. El era cu peluza Sud Steaua. Și vă dați seama ce se întâmplă acolo. Hristos vrea iubire și n-are rost să slujim dacă nu-L iubim. El vrea dragostea noastră, inima noastră, slăvit să-I fie numele. Haideți împreună să citim versetul ăsta. Psalmul 18 cu 1. Dar tare, vreau toată biserica tare împreună așa, într-un duc și o simțire. Te iubesc? Încă o dată. Te iubesc din inimă. Și a treia oară? Te iubesc din inimă. Amin! Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să-L iubim, eu-L iubesc cu toată ființa mea și de multe ori îi greșesc, dar harul Său se revarsă peste mine și mă curățește prin sângele Său cel sfânt. Mă pocăiesc înaintea Lui, mie îmi place pocăința, mie îmi place că ori de câte ori simt că L-am întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, merg și mă pocăiesc și cer har, Doamne, dă-mi har că nu mai pot, Doamne, mi-e dor de Tine, mi-e dor de Tine, eu nu sunt de aici de jos, țara mea acolo sus, eu merg după Iisus.
Noi toți trebuie să mergem după Iisus. Glorificat să-i fie numele. Mergem la partea a doua. Deci primul punct a fost nu părăsi dragostea din tâi. Dragoste, iubire pentru Cel ce ne-a creat, pentru Cel ce ne-a salvat, pentru Cel ce ne-a scos din groapa pieirii și din fundul mocirlei. Și știu că în biserica noastră suntem mulți din lume. Ia ridicați, vă rog frumos, mâna. Cât sunteți din lume? Uitați și dumneavoastră, suntem peste 70%. Domnul ne-a dat har, lăudat să-i fie numele și să vă binecuvânteze și pe toți ceilalți care v-ați născut într-o familie binecuvântată, creștină, practicantă. Amin? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Deci am zis așa, nu părăsi dragostea din tâi. Doi, nu părăsi locul de rugăciune. Și am citit și eu din cuvântul lui Dumnezeu și bineînțeles că vă aduceți aminte, sunt foarte multe prorocii în care spune, fiule, fiule, altarul, altarul. Și stau și mă gândesc, care e altar, Doamne, unde l-am? Unde e altarul meu? Ați auzit de prorocul Daniel? Haideți să citim un verset. Daniel 6:10. Deci am zis, nu părăsi locul de rugăciune, frate Dragoș. Să ai un loc bine stabilit. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenuchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Deci el avea un loc bine stabilit, el știa, acolo mă întâlnesc cu Dumnezeul meu, acolo trebuie să îngenuchez, ok, noi trebuie să ne rugăm pretutindeni. Dar dacă noi ne setăm în mintea noastră un loc de rugăciune, vă spun că nu o să mai uităm, vă spun că Duhul Sfânt o să ne vorbească, vino la rugăciune, fică, vino la rugăciune, vină la locul tău, retrage-te cu mine. Acest om al lui Dumnezeu, exact cum am spus, avea un loc bine stabilit de rugăciune. Noi avem? Vă întreb, dumneavoastră vă răspundeți chiar acum. Domnul Iisus se ruga Tatălui, avea un loc unde obișnuia să meargă. Luca 22:39. Deci Domnul Iisus Hristos, modelul nostru suprem. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor, ucenicii lui au mers după el. Deci după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei. Muntele măslinilor se spune că era exact grădina Ghețimani. Acolo era locul Domnului Iisus, unde stătea cu Tatăl toată noaptea. Unde el vorbea. Deci Domnul Iisus avea un loc de rugăciune. Ucenicii Domnului Iisus, apostolii, știți că aveau un loc de rugăciune? Unde? În camera de sus. Fapte 1:13. Deci acum vreau să întăresc ceea ce v-am spus, avem un loc de rugăciune cu toți. Un loc bine stabilit. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei slăvit să fie Dumnezeu. Și versetul mai în spate, 14, spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Dragii mei, haideți să avem un loc bine stabilit. Dacă, vă spun ceva, dacă noi ne stabilim la noi acasă, acum cât au fost căldurile acestea, ați văzut că eu mai stau și la etajul 7, foarte cald a fost, mă gândeam unde să mă rog. Bineînțeles că nu aveam aer din ăsta, na, cum avem aici la biserică, aveam un aer mobil și nu-mi plăcea cum era astăzi, am băgat aer, slăvit să fie Domnul, și stăteam pe balcon și mă uitam pe cer și îl lăudam pe Dumnezeu. Îmi setasem acolo un loc de rugăciune. E foarte important să avem locul nostru personal de rugăciune. Diavolul caută să ne împiedice să ne mai rugăm. Ne ia puterea, vlaga, îi e frică de un om care se roagă. Și bineînțeles, așa cum am spus de atâtea ori, rugăciunea, dacă noi nu avem disciplina rugăciunii, să știți că la un moment dat diavolul ne biruiește. Hristos ne cheamă să ne rugăm, slăvit să fie El. Vreau să vă mai zic un atac al diavolului. În momentul în care un copil al Domnului se pune la rugăciune, să zicem, dau un exemplu, suntem cine este căsătorit de aici? Mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci aveți soț și soție. Diavolul face un lucru. Știți acel verset? Haideți să-l citim. Stați un pic să vedem dacă îl găsesc, dar nu cred că îl mai găsesc. În fine, îl știu așa. Spune la un moment dat, undeva în cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie, spune, dacă doi se învoiesc să ceară un lucru care le va fi dat. Dacă doi se învoiesc prin rugăciune. Diavolul caută să dezbine pe soț de soție, pe soție de soț să nu se roage împreună. Știți de ce? Îi este frică că doi, dacă se învoiesc să ceară un lucru care le va fi dat. Deci când doi, soțul sau soția, sau poate că ești, nu știu, mamă cu fică, dau un exemplu, sau tată cu fiu, el vrea să te dezbine, nu vrea să ai un loc de rugăciune. În momentul în care cei doi se roagă, Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural, pentru că așa spune cuvântul. Dacă doi, doar doi,
se învoie să ceară un lucru oarecare. Nu știu dacă aveți un partener de rugăciune, dar dacă aveți, poate nu v-ați mai rugat cu soția sau cu soțul. Astăzi Domnul ne zice să ne unim în rugăciune. Cu amândoi. Cu cel, cu, nu știu, poate aveți un frate sau o soră. Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Citesc despre oameni ai rugăciunii. Toți au avut un loc special în rugăciune. Mărit să fie Domnul. Fără rugăciune multă, nu poți fi biruitor pe calea mântuirii. Ești biruit. Atât de mult mă bucur ori de câte ori primesc cât un telefon. Frate Daniel, ce faci vineri seara? Păi ce să fac, sunt la muncă, nu vrei să vii la o seară de rugăciune? Și primul gând, știți care e? Sunt obosit. Mă duc și eu acasă, stau liniștit, mă odinesc. Și zic, nu, am fost atât de obosit vineri seara, am avut lucrări la munca pe care o prestez de dimineața până seara și chiar eram obosit în trup. Și am zis, nu, mă duc la rugăciune, le-am promis. Trebuie să mă duc la rugăciune. Vă spun cu mâna pe inimă și cu zmerenie vă zic. M-a folosit Dumnezeu ca niciodată. În oboseala aceea spune, când suntem slabi, atunci suntem puternici, că Iisus Hristos se manifestă prin noi, glorificat și se folosește din noi. Și a fost o seară până la 4 dimineața ne-am rugat. Am avut și părtășie, dar a fost minunat, slăvit să fie Domnul. Căutați locuri de rugăciune. Când vă zice cineva despre rugăciune, mergeți. Pentru că doar așa Dumnezeu vă dă biruință, slăvit să fie El în veci. Fără rugăciune multă, repet, nu vom avea sorți de izbândă în fața inamicului. Și fratele Tonia de atâtea ori a avut predici despre subiectul acesta al rugăciunii. Marii oameni ai Dumnezeu au adus treziri spirituale pentru că s-au rugat mult. Dumnezeu prin ei a adus treziri spirituale, slăvit să fie Domnul. Merg mai departe că timpul trece și vreau să vă zic toate cele 5 puncte. Deci am zis, nu părăsi dragostea din tâi, nu părăsi locul de rugăciune, 3. Nu părăsi bunătatea și credincioșia. Proverbele 3 cu 3 și 4. Haideți să citiți împreună cu mine. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Dragii mei, ca să fim biruitori pe calea mântuirii, avem nevoie de aceste lucruri. Bunătate și credincioșie față de cine? Față de Dumnezeu și, bineînțeles, și față de soție, față de biserica în care Dumnezeu ne-a așezat, față de frați și de surori. Cuvintele care m-au impactat pe mine aici în versetul 4, te rog frumos să mai pui o dată versetul 4, spune așa, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Vedeți ce se întâmplă în lume? Oamenii nu mai sunt. Adică mă gândeam așa, Doamne, cum de diavolul le-a luat mințile în felul ăsta? Ați văzut ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice și fratele Tony a postat și toți, mulți au postat blasfemia aceea, Dumnezeu să se îndure de ei. Ei se pun cu Creatorul Pământului și al Cerului, nu știu ce fac, în nebunia lor, călăuziți de duhuri nebune, duhuri obraznice, fac ce fac, pentru că acești oameni, vreau să vă spun ceva, ei nu au bunătate și credincioșie și au o minte stricată, o minte bolnavă. Diavolul atacă mintea omului. Am văzut o știre de curând, dragii mei, ați văzut acel tânăr de 17 ani care intra cu mașina în doi copilași și pe unul l-a omorât. Mă gândeam, ce era mintea lui? Ce a fost în mintea lui să ia mașina? Ce să fie? Un drac? Un duh care l-a călăuzit să facă rău? Mai departe, am văzut, e un pic amuzant, dar nu prea e. Un tânăr, auzit și dumneavoastră ce a făcut, era pe la prietena lui pe acasă și arunca motanii pe geam. Că nu suporta pisicile. Și i-am zis, frate, dacă mi-arunca mie motanul, are 8 kg, rupe o mașină în două. Dită mai motanul, mă gândeam, Doamne, ce oameni nebuni, eu îl iubesc, dar nu mai pot pe bubu. Și mă gândeam, cum să arunci, mă, pisicile pe geam? Om nebun, om care efectiv nu are în el nimic, bunătate și credincioșie. Oare ce se întâmplă cu acești oameni? Ați văzut că mulți tineri se duc, știți în ce? În ocultism. Și diavolul se folosește de ei. Prima, vă spun o, dacă îmi dă voie, dar nu-i spun numele, o tânără care, cu care am discutat la inițiere în creștinism mi-a spus că de la o melodie, un duh a intrat în ea, de la o melodie, bineînțeles, demonică, a intrat un duh în ea și a început să o folosească. Și mă gândeam, Doamne, cât de important e să am bunătate și credincioșie ca mintea mea să fie sănătoasă, ca să nu-mi pierd mințile, să nu fac lucrarea diavolului, ci să fac lucrarea ta. Rugați-vă acasă, Doamne Tată,
niciodată nu vreau să împărăsesc bunătatea, să manifest bunătate pretutindeni pe unde merg și credincioșie. Mintea mea rămâne întreagă, ați văzut și dumneavoastră, de multe ori și în biserică. Vreau să vă zic ceva ce mă deranjează pe mine și trebuie să o zic pentru că și Dumnezeu mi-a vorbit de aici. Bunul simț. Nu prea e bun simț. Și îmi dau seama de ce nu este bun simț din cauza caracterului. Vă dau și versetul. Deuteronom 32-28. Deuteronom 32-28. În momentul în care n-ai bunătate și credincioșie, n-ai nici bun simț. Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei. Mă gândeam la un lucru. Noi când venim la casa lui Dumnezeu, trebuie să manifestăm bunul simț. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Mergeam la muncă și la un moment dat, bineînțeles că am foarte multe experiențe, nu știu pe care să le spun, am dat de o clientă și vă dați seama că intru în discuție, mă leg de orice ca să le vestesc Evanghelia, că este un suflet care are nevoie de Domnul Iisus. Și îmi spune că are ipohondrie. Ipohondrie înseamnă bolnav închipuit. Credea că se îmbolnăvește de cancer, credea că ea sigur o să moară de o boală de genul ăsta, dar ea nu avea nimic. Anxietate, frici și zic, oh, înseamnă că Domnul Iisus m-a trimis aici. Nu, că am fost la un om al lui Dumnezeu. Și zic, da? Și zice, da, stai să ți-l arăt. Mi-a făcut reiki. Ce v-a făcut? Reiki. Păi și zic, păi ți-a spus din cum să fie omul lui Dumnezeu dacă v-a făcut reiki. I-am dat și bani. I-ați dat și bani. Era omul diavolului, nu era. Deci diavolul, fiți atenți, îți vine cu gânduri stricate, îți dă o minte bolnavă și apoi îți dă tot el soluția. Și te minte să te duci tot la oamenii lui ca să, bineînțeles, să te posede și mai mult. Și m-am gândit la un lucru. Astăzi Iisus Hristos m-a trimis la Dumnezeu. Toți la care ați fost nu au avut treabă. V-a spus cineva despre Iisus Hristos că doar El eliberează? Nu! Vreau să vă spun că a fost foarte deschisă. Mi-a adus ulei de măsline să-i fac ungere. M-am rugat pentru ea. La final zice, cât mă costă? Zic, fără plată am primit, fără plată dăm. În numele Domnului Iisus. Păi cum, fără bani? Da, fără bani. Noi nu luăm bani. Omul acela va lua și bani și va făcut și rău. Înțelegeți dumneavoastră cât de important e ca mintea noastră să fie sănătoasă? Nu există loc în lumea aceasta decât în, bineînțeles, creștinism, în Biserica lui Dumnezeu, unde poți să păstrezi mintea curată și sănătoasă, slăvit să fie Domnul. Bineînțeles că bunătatea și credincioșia este o caracteristică a roadei Duhului Sfânt. De acolo ne-o tragem, glorificat să fie Domnul. Ați văzut pe polițistul în fustă? El să credea femeie, nu, să credea, da, femeie și avea gânduri tot cu o nebunie, o minte bolnavă, nu e Dumnezeu acolo. Eu nu vreau să fiu așa. Dumnezeu să se îndure și de ei. Amin. Ne întrebăm de multe ori de ce cad oamenii în tot felul de perversiuni. Mintea lor este condusă de duhurile. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, știți ce facem? 2 Corinteni 10:5. Haideți să citim împreună, dragii mei. Ce spune Apostolul Pavel călăuzit de Duhul Sfânt. Noi, cine? Care noi? Noi credincioșii. Noi care avem bunătate și credincioșie. Suntem atacați? Sunteți atacați la nivelul minții? Știți cât de atacat am fost când am făcut predica? Până să vin la biserică. Foarte atacat. Gânduri. Gânduri murdare. Gânduri. Zic, ce gânduri sunt astea? De la diavol. Dar, știți care este beneficiul meu și al dumneavoastră? Acest verset. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Asta e bucuria mea. Orice gând care îmi vine negativ, orice gând demonic, îl dau Domnului Iisus, îl arunc asupra Lui și diavolul nu mai poate să mă prindă. Eu sunt biruitor. Glorificat să fie Domnul. Noi suntem biruitori și mă bucur. Îi dau țeapă în numele Domnului Iisus. N-are putere asupra mea, asupra gândurilor mele, indiferent prin ce treci. Gândește-te la acest verset. Dumnezeu îți promite că e de partea ta. Dacă Dumnezeu e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Nimeni, glorificat să fie Iisus. Aleluia! A postat fratele Fifiță, Bogdan Fifiță, nu știu dacă e pe aici, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Îi lua unei tinere un interviu. Și se vedea pe ea că săraca era chinuită de demoni. Nouă ne e milă de astfel de oameni. Se lăuda cu faptul că are 45 de avorturi și zicea în engleză, I love to kill babies. Iubesc să ucid copii.
Și am zis, Doamne, Doamne, dacă există astfel de oameni. Da, există, pentru că diavolul, repet, dintr-un păcățel, dintr-o melodie. De-aia e foarte important la ce ne uităm, ce gândim și cu cine vorbim. Pentru că întotdeauna cel rău va pregăti un plan să ne atace la nivelul minții. Știu că, v-am spus, suntem atacați și noi. Sunt frați cu care discut, frate Daniel, înainte de nuntă sunt atacat la nivelul minții. Stai liniștit că și eu am fost atacat, dar l-am biruit pe diavol. În numele lui Iisus postește, în numele lui Iisus roagă-te, cheamă puterea lui Dumnezeu, cheamă sângele Domnului Iisus Hristos și cu siguranță El este credincios și îți va da putere slăvit să fie Domnul. Tot așa, o tânără mi-a plăcut foarte mult și mi-a vorbit direct mie și nu știu dacă și dumneavoastră zice așa. Singurul motiv pentru care nu trăiești viața pe care vrei să o trăiești este pentru că în fiecare zi continui să hrănești viața pe care nu vrei să o trăiești. Ceea ce hrănim, trăim. Stăteam și mă gândeam. Eu nu vreau să trăiesc în felul ăla, să stau pe reels-uri, să stau la, nu știu, la fotbal, să stau așa leneș. Și de multe ori simt că nu vreau așa. Dar mi-a vorbit Dumnezeu prin ea. Asta așa, tu din cauza că tu hrănești ceea ce nu vrei, de-aia trăiești ceea ce trăiești. Tu dacă te hrănești din cuvânt, din rugăciune, din post, atunci vei trăi viața pe care tu vrei să o trăiești. Pentru că știți de ce? Noi în inima noastră, știți că Dumnezeu ne vorbește. Ne vorbește acolo în lăuntru nostru și ne spune, nu ești bine, trebuie mai mult să stai cu mine, citește. Stai de vorbă cu mine. Ia închide televizorul, fiule, și stai de vorbă cu mine. Și m-am gândit de multe ori, este adevărat. Depinde ce hrănești. Vreau să hrănesc sufletul meu cu Dumnezeu. Vreau să hrănim împreună, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos și lăudat să fie El. 4. Mergem mai departe. Nu părăsi adunarea. Evrei 10:25. Haideți să citim. Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ce zi? Ziua Domnului. Vine Domnul, amin? Fratele Toni ne zice, toți prorocii Domnului ne spun că vine Domnul, vine Domnul. Nu știm când vine, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim biruitori pe calea mântuirii. Și mă gândeam la un lucru. Ce înseamnă să nu părăsim adunarea? Vă explic imediat. Strângerea la oaltă nu înseamnă o clădire, ci legătura frățească pe care noi avem. Fiți atenți ce mi-a vorbit Domnul. Diavolul te ține într-o biserică moartă și te scoate dintr-o biserică vie. Că s-ar putea să citească versetul acesta pe care și dumneavoastră îl vedeți, cineva dintr-o altă confesiune și să zică, uite mă ce zice acolo, să nu părăsesc adunare. Eu m-am născut așa, rămân așa. Știți la ce mă refer, nu? Dar, întrebarea mea este, adunarea în care tu mergi, biserica la care tu mergi, se predică de aici? Îl cunoști pe Hristos de aici? Sau tu n-ai nicio treabă cu Biblia? Atunci trebuie să pleci, că e o biserică moartă. Dacă nu se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu nu crești în cunoștința Domnului, dacă tu nu știi ce e dragostea de întâi, tu nu știi unde e locul de rugăciune, tu n-ai bunătate și credincioșie, fugi! Nu e biserica lui Dumnezeu. Mă gândeam la un lucru, vreau să vă zic, vă spun, vreau să vă mărturisesc ceva. Întrebați-mă dacă mie mi-au venit gânduri să plec din biserica asta. V-au venit? Ridicați mâna, hai să vedem. Să vedem cât oameni sunt sinceri. V-au venit gânduri? Întotdeauna diavolul va căuta să-ți aducă la minte, aici, la ureche, lucruri, poate unele, da, să zicem că mai greșim, dar ceva nesemnificativ. Întotdeauna va veni să te scoată de unde se predică adevărul, de unde se predică pocăința, de unde se predică puterea lui Dumnezeu, de unde oamenii sunt transformați, se pocăiesc, unde oamenii se botează, unde oamenii primesc darurile Duhului Sfânt, unde, bineînțeles, unde se vestește Evanghelia în exterior. Se întâmplă asta la noi, sincer. Eu văd că se întâmplă. Am stat și m-am rugat, am analizat unde să mă duc, Doamne. Astea sunt de la diavol. Vrea să-mi bage gânduri în minte. Eu trebuie să rămân în biserica ta. Trebuie să rămân aici. Mă gândeam cât de parșiv lucrează diavolul și fiți atenți, dragii mei, că mă gândeam la dezbinări. La dezbinări, că întotdeauna din cauza dezbinării, sau mă rog, nu zic de frații care pleacă, bineînțeles, se mută din oraș. Iuda 19. Haideți să dăm acest verset să vedeți de ce unii pleacă din bisericile vii. Iuda 19.
Sau 1:19. S-a afișat? 1:19. Mulțumesc, Sephora. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Oamenii care aduc dezbinări în biserici sunt oameni supuși poftelor firii și n-au Duhul Sfânt. Repet, dacă vrei să pleci într-o altă biserică, să zicem că ești într-o biserică vie și vrei, nu știu, vrei tu să te duci în altă parte, nu mai rezonezi cu biserica unde Dumnezeu te-a chemat. Trebuie să pleci în pace, trebuie să pleci chiar cu lacrimi. Sora Elena, care era aici la cameră, a plecat în Anglia, s-a căsătorit, da? Ea a plecat cu durere în suflet, a trebuit să plece. Dar cei care dau naștere la dezbinări, acești oameni sunt supuși poftelor firii și n-au Duhul lui Dumnezeu. Eu îmi doresc ca noi să avem Duhul lui Dumnezeu și cred că l-avem, slăvit să fie Domnul. Astăzi vreau să vă spun că am, exact cum am zis mai devreme, am montat aerul condiționat. Câte șanse erau să vedem? Cred că una la 1.000.000. Câte șanse erau băieții care au venit la mine acasă, bineînțeles, și ce tricou mi-au luat pe mine? Din stradă la Hristos. Am zis, lasă că vin băieții, trebuie să știe cine sunt, din stradă la Hristos. Dar fiți atenți cum a început discuția. M-am dus jos să iau cu liftul și în lift le zic, o cola, o Fanta, un vin ceva rece ai? Zic, nu, că la mine în casă nu e alcool. Că eu sunt pocăit, sunt ești de la așa, am înțeles. Și din vorbă în vorbă cu unul dintre ei, deci dacă vă spun o să mă credeți. Zice, bă, auzi, mă, mie mi-a zis unul de la voi, dar nu, mi-a zis așa, mi-a zis mie un prieten odată să vin la o biserică acolo la Romexpo. Și era un pastor, unul blond așa, cu un pic de chelie așa. Și zic, care, mă? Zic, ăsta, da, mă, am venit, mi-a făcut și ungere de aia. Și zic, aolo, și tu ai venit la al doilea. Dumnezeu te iubește. Iisus Hristos te cheamă la pocăință. Cât vrei să-ți mai vorbească, măi, frate? A fost foarte tare. Dar cineva l-a trimis aici. Vă dați seama cum Dumnezeu îi mai dă o șansă acestui băiat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica noastră, pentru adunarea noastră, pentru viziunea dată, pentru frațile și surorile care sunt în biserică, pentru unitatea pe care o avem, pentru dragostea pe care o avem unii față de alții. Eu vă iubesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă dea putere să vă duceți mântuirea până la capăt, să fiți biruitor pe calea mântuirii, că este o, bineînțeles, e un proces până ajungem acolo. Slavă Domnului! 5. Și ne apropiem de încheiere, predic scurt, dar să înțelegem ceva. Nu părăsi încrederea că într-o zi vei moșteni cerul. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Aleluia! Evrei 10:35-36. Haideți să citim. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Amin. Dragii mei, în inima noastră trebuie să fie acea încredere că într-o zi vom fi cu Domnul. Noi, dacă nu ne gândim că noi nu suntem de aici și ne punem inima și ne păstrăm inima pentru acest pământ, vreau să vă spun că o să ne fie foarte greu pe calea mântuirii. Haideți să vă zic o mărturie și aici este implicat chiar fratele pastor. Eu o spun spre slava lui Dumnezeu. Nu să lăudăm omul, ci lăudăm pe Dumnezeu. Și bineînțeles că ne bucurăm și noi, cei care am fost implicați. Acum vreo aproape 4 ani de zile, când m-am întors din Anglia în Biserica Profides, eram la Mihai Eminescu, se spune, nu? Mihai Eminescu era în partea cealaltă. Și la un moment dat, fratele Toni predica și eu stăteam cu soția mea undeva în partea dreaptă și la un moment dat zice, uite, acolo e Daniel cu Cristina. Ei sunt un exemplu pentru mine. Ei au rămas credincioși Domnului. Ei s-au înfrânat 2 ani și 8 luni. Ei nu au făcut nimic. Au trăit așa ca amicii, deși erau logodiți. Până în momentul în care ne-am căsătorit. Și eu mă uitam la Cristina și ea la mine și zic, ia uite, bă, fratele Toni, ne dă exemplu. Și am zis, cât de minunat e. Și la final, după ce fratele Toni a încheiat, e pe internet, dacă vreți să căutați. E și tradus în engleză, ce frumos. Și la un moment dat, toată biserica a aplaudat. Puteți să aplaudați și acum. Aleluia. A aplaudat în ce sens? De bucurie, uite mă, frații noștri au avut biruință, s-au înfrânat, s-au păstrat curați. În ziua anunții s-au căsătorit ca și cum ar fi fost virgini, dar așa am fost, că noi am fost născuți din nou.
Înțelegeți? E, ce s-a întâmplat? În momentul în care, așa cum dumneavoastră ați aplaudat, am auzit, deci a fost ceva audibil. Atât de tare acele aplauze, încât Duhul Sfânt mi-a vorbit foarte, foarte clar. Și mi-a zis așa, și mi se face pielea de găină. Fiule, nu-ți lega inima de pământ. Tu trebuie să ai în mintea ta gândul veșniciei. Poți să te bucuri când cineva te încurajează, dar nu uita scopul. Scopul tău este cerul. Scopul tău este raiul. Scopul tău este să gândești lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Haideți să citim versetul să vedeți că nu este de la mine. Coloseni 3:2. Asta mi-a vorbit mie atunci, dar am auzit. Deci a fost ceva extraordinar. Simțeam că nu mai sunt acolo. Cumva Dumnezeu, ca să mă protejeze, să nu caut slava omenească, să nu caut, frații mă apreciază. Duhul Sfânt mi-a vorbit, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Este foarte important să ne gândim la cer. În fiecare zi să ne gândim că noi, când Dumnezeu va hotărâ, vom pleca de pe acest pământ. Și trebuie să ne gândim duhovnicește și, bineînțeles, cerește, slăvit să fie Domnul. Diavolul vrea să ne facă să ne pierdem încrederea că există un cer nou. Rai, veșnicia cu Iisus. Vrea să ne înșele și mai apoi să ne ia cu El în iad. Dragii mei, dar noi nu ne clătinăm. Credem promisiunile lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu câteva versete, să vedeți ce ne promite Domnul. Eu vreau ca noi toți care suntem prezenți aici și cei care sunt prezenți pe live, să biruim. Chiar dacă trecem prin lovituri, chiar dacă trecem prin necazuri, chiar dacă trecem prin boli, prin dezamăgiri, prin trădări, prin persecuții, vreau ca la finalul vieții noastre să biruim și Hristos să ne zică așa: vino, rob bun și credincios, și moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. Glorificat să fie Domnul. Apocalipsa 2:7. Te rog să vii la pian, încheiem în scurt timp. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este raiul lui Dumnezeu. Avem un motiv pentru care trebuie să biruim pe calea mântuirii. 1. 2. Apocalipsa 2:11. Mergem la 11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Amin. Al doilea motiv pentru care trebuie să biruim. Al treilea. 17. 2:17. Sunt 7 motive și slăvit să fie Domnul că sunt suficiente. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este un scris, nu un nume nou pe care nimeni nu-l știe decât acela care îl primește. Iată cât de măreț este Dumnezeu și ce promisiune ne dă. Ne va da un nume nou. Nu știu cum o să mă cheme acolo, o să aflu. Abia aștept. Și dumneavoastră trebuie să așteptați la fel. Versetul 26, tot în capitolul 2. Deci avem 3 motive până acum să biruim în numele lui Iisus. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. O, Doamne, îmi vei da neamuri. O, mă voi face acolo înțelept să strălucesc așa ca stelele de pe cer. Dacă am umblat în neprihănire, spune prorocul Daniel în cartea sa. Ce mare har, ce mare... Eu cred cuvintele Domnului. Eu cred cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred ce spune Domnul Iisus Hristos din slavă, slăvit să fie El. Mergem mai departe. Al cincelea motiv. Apocalipsa 3:5. Ce frumos. Celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Mă gândeam, Doamne, Tu înaintea Tatălui o să zici, uite-L pe Daniel, ăsta a fost credincios, ăsta a biruit, Tată, pentru el a murit. Pe el l-am folosit să salveze alte suflete. Am avut o vedenie odată, Doamne, ce vedenie am avut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, eu cred în vedenii, cred în prorocii, cred în vise profetice, multe s-au împlinit cu da și amin. Cine spune că nu mai există, să se pocăiască sau să tacă, dacă nu cred, în numele Domnului Iisus. Am avut o vedenie la un moment dat, parcă eram așa în ziua aceea a răsplătirii, ziua judecății spre răsplătire, că noi vom fi judecați spre răsplătire, nu spre osândire, ca cei ce nu vor crede în Domnul Iisus și nu vor birui. Și vedeam o mare
mare de oameni. Eu eram într-un colț și stăteam înaintea mielului, înaintea lui Iisus Hristos. Și la un moment dat îl văd, am văzut o imagine, nu vedeam fața Domnului Iisus. Am văzut cum El arăta spre mine. Domnul Iisus a arătat spre mine. Și toți oamenii care erau acolo au început să aplaude. Și am înțeles un lucru, că acei oameni au fost întorși la Dumnezeu prin mine. Dumnezeu din cer să ne dea iubire față de aproapele nostru, să-i salvăm. Biblia spune așa: cel înțelept câștigă suflete. Eu vreau să câștig suflete pentru Hristos. Și da, eu cred că El va face și lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că acest verset spune: voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui. Va zice de mine, de dumneavoastră, de noi toți. Va fi minunat. Abia aștept slăvit să fie Domnul. Mergem mai departe. Al șaselea. Apocalipsa 3 cu 12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. O, Doamne, fă-ne, Doamne, ce vrei Tu, așa cum ai spus aici, îl voi face un stâlp. Un stâlp, fă-ne, Dumnezeule, glorificat să fie Domnul. Și, bineînțeles, ultima promisiune și cu asta închei, Apocalipsa 3 cu 21 și este cea mai tare asta. Este minunată, slăvit să fie Domnul. 3 cu 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aleluia! Cine vrea să biruiască? Eu o să mă duc primul să stau pe scaunul de domnie. Eu vreau, Doamne, vreau lângă Tine. Nu e mândrie. Eu-L iubesc atât de mult încât vreau să stau lângă El. Eu acolo vreau să stau. O să mă bag cu fratele Sorin care stă mai aproape. O să mă arunc la picioarele Lui. Domnul Iisus o să ne dea cununi. Dar știi ce o să fac? O să arunc cununile la picioarele Domnului Iisus și o să zic: Doamne, eu pe Tine Te iubesc. Tu ești prea iubitul sufletului meu, așa cum când la biserică. Te iubesc, Doamne. Vreau, Dumnezeule, o veșnicie să trăiesc cu Tine. Dacă ne-am gândit mai mult la cer, vă spun ceva, am fi mai credincioși pe pământ. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. Dumnezeu să ne ajute să-L cinstim cu viața noastră, cu trăirea noastră, cu vorbirea noastră. Așa cum mi-aduc aminte de dragostea din tâi pe care o aveam față de soția mea și ea față de mine. Nu știu, s-o mai fi dus, nu s-o mai fi dus. Dumnezeu să ne dea înapoi, să ne iubim așa cum ne iubeam la început. Și ea pe mine și eu pe ea. O iubesc foarte mult și o respect și așa vreau să ne iubim cu toții, unii pe alții și familiile noastre și, bineînțeles, cel mai mult pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Haideți, vă rog frumos, să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm și să nu uităm cele 5 lucruri pe care nu trebuie să le părăsim niciodată. Ne plecăm capetele. Stăpâne, Tată, venim înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru această seară binecuvântată. Vrem să-Ți mulțumim, Dumnezeule, că Tu ne-ai vorbit clar din cuvântul Tău, Doamne, ca să fim biruitori pe calea mântuirii, Dumnezeule. Trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi, Doamne, ne pocăim. Ne aducem aminte de unde am căzut, Dumnezeule. Ne întoarcem la faptele din tâi, Doamne. Îți mulțumim că ne vorbești în dragoste. Da, Dumnezeule, vrem să avem locul nostru de rugăciune. Niciodată să nu ne îndepărtăm de locul de rugăciune. Să fim oameni ai rugăciunii, Doamne, care căutăm fața Ta, dragostea Ta în rugăciune și prezența Ta. Te rugăm, nu ne lăsa să părăsim, Dumnezeule, și să nu ne părăsească bunătatea și credincioșia. Să manifestăm roada Duhului Sfânt, să avem acel caracter, Doamne, care ne diferențiază, Dumnezeule, de cei care nu Te cunosc. Să fim, așa cum spune cuvântul Tău, cei din tâi în fapte bune, Doamne. Îți mulțumesc că ești așa de credincios. Ajută-ne, Doamne, să rămânem în locul în care Tu ne-ai așezat, în biserica Ta vie, unde Tu Te manifesti cu putere, unde Tu ne vorbești prin Duhul Sfânt, unde Tu ne vorbești prin cuvântul predicat, unde Tu ne vorbești prin cântare, unde Tu ne vorbești prin vedenii, prin darurile Duhului Sfânt, unde Tu ne vorbești prin prorocie, Tu ne vorbești, Doamne, prin vise de noapte. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cât de important e să avem o strângere la oaltă și să fim în unitate așa cum au fost ucenicii și apostolii. Te rugăm de asemenea, Dumnezeule, ajută-ne să nu părăsim încrederea noastră, care este cerul, raiul, Doamne. O, gândul nostru să fie gândul veșniciei, Doamne. Știm că ai pregătit un loc în cer, Dumnezeule. Îmi doresc din toată inima ca noi toți care suntem prezenți în biserica Ta, cei care ne urmăresc, să fim mântuiți, Doamne.
să biruim pe calea mântuirii și Tu să împlinești cuvântul Tău așa cum l-ai lăsat în Apocalipsa. O, Dumnezeule, astăzi strig, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Te iubim, amin.